Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube Crista Rot. Am să fac o nouă predicție astăzi pe Zodii în cafea pentru cei astăzi, pentru cei născuți în Zodia Vărsător sau care aveți ascendentul în Zodia Vărsător. Ceașca arată așa. O ceașcă destul de curată, de limpede, cu toate că aveți multe vorbe, faceți multe vorbe, discuții, vorbiți mai mult. În casă primiți într-un punct o veste, musafiri. Vestea poate și de nașterea unui copil. O cerere în căsătorie sau o propunere de un serviciu ceva, orică să lucrați de acasă, ori să vă duceți să faceți o schimbare. Niște păsărele, niște vești, vă vin niște vești, faceți niște vești cu niște persoane, o literă de T, mai văd un avion, repede o veste, sau faceți, programați călătorii cu avionul, o literă de M, niște derulețe care vă vin aici în casă. Plecați la un drum, orică plecați într-o vacanță, dar sunteți puțin și cam supărați, așa, cam înlăcrimați, să zic, aveți așa o teamă, niște griji, dar vă vin niște vești. Deci, orică vă cheamă la serviciu, ori am zis propunere de un nou serviciu, ceva începeți, ceva nou. Totuși trebuie, aici mi-apare și o situație agresivă oarecum. Orică aveți pe cineva care vă privește așa cu niște ochi mai la serviciu, dacă sunteți în servici sau pentru servici, ca să vă duceți la servici. Cineva nu e de acord sau cineva nu e... Aici parcă îmi pare că unii dintre voi trebuie să apelați la cineva cu... în balanță. Deci trebuie să face, poate unii dintre voi aveți de-a face cu justiția pentru a vă face dreptate într-o situație legată de bani sau de servici, de o schimbare de servici, poate. Să zicem, dacă să vă schimbe serviciul, nu vă convine, poate va trebui să vă adresați oamenilor cu funcție. Nu știu, e o legătură aici, poate, într-un fel. Aveți niște îndoieli, mai văd o literă de râu, poate că vă pregătiți să plecați în țară sau... Aveți de-a face vorbe legate de țară sau cu cineva cu litera de R, un bărbat, văd aici. Un bărbat mai încornorat, așa, mai, cum să zic, mai ca un, știu, un cerb. O persoană cu funcție sau o persoană cu un foarte mândră de ea, o persoană care cucerește. E o situație aici care la voi care cam ține la infinit. Da, deci, vedeți că timpul se scurge. Mi-a portat o clepsidă, dar e cam înclinată. Și deci, se scurge timpul. Trebuie să faceți repede, să luați o decizie, un 4, o ceartă. Totuși, depășiți, reușiți să treceți de o ceartă, de o ceartă, de un scandal. Reușiți să aveți o protecție, deci reușiți să vă protejați de o ceartă, de un scandal. Vă urmați, aici mi-apare o stea, un destin, vă urmați steaua, destinul, vă întâlniți destinul sau faceți, poate, schimbarea asta de profesie să fie, vă duceți într-o direcție în care voi aveți talent, aveți dar. Stelele vă sunt favorabile. Puteți avea succes, văd și o literă de I aici, în R, un I, în 3, o reușită. Drumuri, faceți niște drumuri, unul dus, unul întors, sau două drumuri, vor fi două drumuri care le faceți pentru niște rezolvări ale voastre. Totuși aveți și pe voi, pe inimă, o cruce. Cruce care va duce noroc. Deci, orică voi aveți în credință, așa, acest lucru vă poartă foarte mult noroc, orică poate... pierdeți ceva și câștigați altceva. Să zic așa, veți avea o pierdere. Pentru unii poate să fie vorba că va fi și poate și o moare cineva din vreo rudă și vă lasă ceva și atunci poate să fie și cu noroc. Că vă lasă niște bunuri, da? Niște daruri aici. Mi-apare o potcoavă, niște daruri. Mai văd aici un semnul Capricornului și la voi aveți aici, aveți și un J, un C, un E, niște avioane, niște vești, 25, data de 25, 15, 25, 22, 23, aveți mai multe cifre voi aici în inima voastră, o dragoste.
Sunteți împărțiți într-o dragoste pe cineva din Taur, mai văd aici. Zodia Taur, un 3, 13, 23. Veți avea niște reușite totuși în dragoste voi. Orică voi cere cineva în căsătorie, orică vă împăcați cu cineva, vă vedeți cu cineva care voi aveți o dragoste. Discutați parcă prin telefon, poate de la distanță, da, dar vă trebuie și mai multă credință. Aici vă totuși o căială pe suflet aveți aici, aveți o căială, vă căiți cel de ceva, tot pentru dragoste vă căiți, niște semne de întrebare care vi le pune, niște o cismă, o călătorie sau poate are legătură cu Italia. Un tâi mai văd aici o dată de întâi, dar e pe alb, aici vine cu o veste, cu un telefon, un bărbat, mai văd aici un chip de bărbat lângă. Deci poate are legătură cu vreun bărbat, niște vești, avioane care vin, pleacă, deci poate că aveți de-a face vorbe care faceți cu persoane care pleacă cu avionul, vin cu avionul sau voi discutați de a pleca cu avionul, face călătorii cu avionul într-un punct, o zi, o săptămână, o lună. Da, deci veți avea aici niște hotărâri de luat, uite, verigheta clar, foarte clar, dar aveți de luat niște hotărâri pentru această verighetă. Niște chei, niște soluții le aveți, niște secrete, sunt pe alb. Deci, dacă sunteți atenți, puteți avea reușită, puteți avea succes. Da? Deci, întâlniți cu cineva parcă față în față, zici că sunteți în oglindă. Deci, sufletul vostru pereche, poate, da? Deci, aici și aici poate trebuie să discutați de verighete, ce faceți, dacă vă căsătoriți sau dacă vă despărțiți, că aici e o situație două ape, să zic așa. Cineva totuși se uită chiondorâși pe voi. Sunt niște potcoave, aveți și noroc aici, deci voi dacă sunteți pe fază, orică vă împăcați cu cineva din trecutul vostru și atunci de aici este această hotărâre de verighetă, dacă vă împăcați, dacă vă refaceți căsnicia sau dacă vă căsătoriți, vă împăcați și vă căsătoriți, poate să fie și acel lucru, că aici mi-apare cu noroc, dar totuși cineva se uită chiondorâș, cineva nu este tocmai de acord, dar până la urmă lucrurile se rezolvă. Îmi pare aici că poate se rezolvă și nu se rezolvă, că parcă mi apare aici, dacă o iau așa, zici că e un pumnal. Dacă îl iau așa, zici că e cineva care se uită cu chiondorâși. Deci s-ar putea să fiți loviți pe la spate. Nu știu dacă de aceeași persoană, poate de cineva din anturaj care nu e de acord. Într-un fel să vă creeze o situație. Aici parcă zici că e o cruce, zici că e un simbol ezoteric. Cruce, dar cu... Deci vă trebuie o protecție, poate vă trebuie un talisman, ceva. Să vă protejească, se poate că prea poate ca cineva să lucreze și cu niște energii negative asupra voastră sau de ochietură, de ochi, e gelos, invidioasă, geloasă și acest lucru vă poate purta ghinion. Pentru că voi așa ați avea reușită, dar trebuie să fiți pe fază. Este, știți cum sunteți într-o, poate depinde și de credința voastră, că dacă o iau așa e necaz, dacă o iau așa este credință, bucurie și succes. Deci probabil că contează foarte mult, uite așa literă de tu, mai văd aici un râu, un jam, zis. Poate depinde și de credința voastră. Atenție și la sănătate. Aici, că îmi pare, aveți aici un scorpion mai aveți aici, mai aveți, uite, și un parcă zici care un rechin cu gura mare. Atenție că aveți de-a face cu niște rechini, aveți de-a face cu niște persoane periculoase. Persoane foarte materialiste, care au niște secrete, aici ca o lampă lui Aladin și îndeplinesc dorințe, dar stau și așteaptă la drumurile astea voastre, vă urmăresc drumurile voastre. Are legătură și cu o femeie, sau voi care sunteți voi femei aici, mai e și un bărbat de desubt aici care se uită așa, poartă șapcă, pălărie, nu știu ce poartă pe cap. Da, un literă de câmp mai văd aici. Un V răsturnat, un N, un 3, pentru un 3 o reușită, pentru... Iară credința. Deci, voi când treceți pe problemele astea, să știți, credința vă poate salva. Fiți, aveți mai multă încredere în divinitate și rugați-vă mai mult, pentru că aici zici că sunt niște situații create special. O să auziți de niște arestări sau... Atenție să nu aveți de-a face cu persoane care au de-a face cu legea. Aici sunt și mai multe celule. Deci, orică sunt niște situații care sunt... ascunse, nu știu să zic așa, aveți de-a face cu persoane care sunt, lucrează ca celulele, știți, sunt în celule, sunt grupulețe. Mm-hmm.
un păun, cineva care se împăunează, pentru niște daruri, pentru niște schimbări aici, cineva care e foarte, orică aveți de-a face cu persoane foarte pline de ele, orică aici să nu aveți de-a face cu niște rivalități legate de niște daruri, de servicii ar putea să fie aici, parcă niște rivalități legate de servicii, parcă să țină așa lanț. Nu scăp, dar mai scăpați o rivalitate de-ați peste alta, mai scăpândați de un tot așa. Aici o să auziți și voi de o greutate, de un necaz, de un accident, o inundație, nu știu ce să zic că e aici. Da, deci o să aveți o problemă așa mai... sau aveți de-a face cu niște persoane mai brunete, care trec prin niște probleme, prin niște greutăți, ceartă, scandal, atenție să nu intrați în vreo ceartă, în vreun scandal sau să nu auziți de vreunii care au ceartă, scandal. Aici mai văd și barcă, e vorba de călătorii, dar poate să fie vorba și de inundații, de vreme proastă. Da, deci niște întâlniri, drumuri care le faceți, niște goluri care le umpleți. Un elefant totuși aveți aici, totuși care aveți examene, aveți o teamă, puteți lua niște examene, dar puteți și pierde niște examene în același timp. Într-un punct, o zi, o săptămână, o lună. Vă mirați de ceva, dar parcă se răstoarnă, deci niște semne de mirare pe care vi le-ați spus, vi le răsturnați, niște X, o faceți cunoștință, noi cunoștințe, dar vorbe, multe vorbe, aveți foarte multe vorbe voi, foarte multe, foarte multe vorbe. În inima voastră am zis că aveți niște daruri pe care o să le primiți, un dar îl dați, repede, repede, dar și un dar mai mare. Cu barză iară. Deci auziți de nașterea vreunui copil, ori sunteți voi însărcinate, ori veți afla de sarcina cuiva, de nașterea cuiva unui copil. Da, deci aveți ceva de sărbătorit aici. Un dar mai mare totuși vă vine de undeva, un dar mai mare. Ia jucați la loterie, că s-ar putea să aveți noroc aici, văd și un trifoi. Deci veți avea, oricând veți avea vreo oportunitate să câștigați un dar mai mare de undeva, din niște, un nou loc de muncă, orică vi se propune un loc de muncă cu un dar mai mare, orică aveți niște ocazii de a câștiga niște bani mai mulți. Atenție cu sănătatea aici, că parcă e cineva la pat, da? Orică veți va îngriji voi pe cineva, vă duceți să îngrijiți pe cineva, să consolați pe cineva, că parcă îi mângâiați așa capul. Voi se mângâie vouă capul pentru că vă consolează cineva după o pagubă, după o supărare. Da. Propunere în căsătorie. Și la voi aici cineva. Orică cineva aflați de nunta cuiva, cineva care stă, parcă dansează, stă într-un picior, pur și simplu, așa, foarte mândru, foarte folos, citește, parcă zici că stă, faceți, vă scrieți la teatru, ce faceți aici, că ziceți că stați și ziceți că sunteți Hamlet, cu, citiți cu, dar stați într-un picior, sunteți cu un picior ridicat, genunchiul flexat și cu o carte în mână și citiți, parcă așa faceți, recitați, nu știu ce faceți aici. Veste, cocoș, un veste, deci vă primi niște vești, o literă de D, o literă de C, o potcoavă, deci aveți clar noroc, atrageți norocul ca un magnet, atrageți o situație ca un magnet, niște daruri, niște oportunități, aveți, veți atrage niște situații bune, niște situații pozitive, deci aveți o perioadă foarte pozitivă voi în viitorul apropiat, cei de la care sunt născuți în vărsător, dar depinde de voi să mențineți aceasta, că apoi urmează și o perioadă mai dificilă. Auziți și voi de crederea unei persoane importante. Cade, mă rog, poate să fie demisă sau poate chiar moare, că îi văd și crucea aici lângă. Persoană importantă, poate din societate sau poate cunoscută de voi. Aveți multe daruri, să știți, multe daruri care pot veni. Discuții multe de daruri. Cam asta e ce văd și pentru cei născuți în zodia Vărsător. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că v-ați regăsit în ele și că vor aduce mult succes în viitorul apropiat. Și vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube, Crista Rot, și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!